Poluare masivă noaptea trecută în București și în zonele limitrofe. Toți indicatorii de măsurare a calității aerului au arătat depășiri mult peste limita maximă admisă. În toate cartierele capitalei, la miezul nopții, se simțea miros de ars, iar aerul era irespirabil. Comisarii gărzii de mediu, polițiștii, pompierii și jandarmii au intervenit duminică seara pentru stingerea a 9 focare, majoritatea în Sintești, Jilava și Măgurele. Potrivit gărzii de mediu, au fost incendiate cantități însemnate de cauciucuri, iar vântul a direcționat fumul către București. Ăsta a fost motivul pentru care, într-adevăr, am avut niște indicatori și de 7 ori depășiți la ce înseamnă poluarea atmosferică. Ceilalți care au o practică din a arde cauciucurile pentru a recupera metalul din ele sau a scăpa pur și simplu anumite unități de aceste deșeuri, recurg la arderea lor necontrolată. Există agenți economici care dau unor societăți, de fapt unor grupuri neautorizate să-i scape de anumite categorii de deșeuri, iar acele grupuri pur și simplu le ard sau le aruncă necontrolat. Primăria, garda de mediu, poliția locală, în principiu cam toți știu ce se întâmplă. Toți știu cine sunt aceștia și nu s-au luat niciun fel de măsuri. De aici pornește totul, coroborat și cu lipsa colectării separate, obligatorie prin lege, dar nepusă în practică de autorități, ajungem într-un dezastru ecologic. În repetate rânduri, aerul din București și din zonele limitrofe devine irespirabil din cauza arderii deșeurilor. Garda de mediu și poliția intervin atunci când focarele sunt evidente și provoacă depășiri mari ale limitelor de poluare. Se pare însă că intervențiile acestora nu-i sperie pe poluatori, iar amenziile nici atât. Între timp, panourile digitale, care ar trebui să le indice bucureștenilor gradul de poluare, zac prăfuite într-un depozit al Agenției pentru Protecția Mediului București. De vin ar fi primăriile de sector, care nu au reușit să elibereze autorizațiile de construire necesare pentru amplasarea lor. La începutul anului trecut, Comisia Europeană declanșase o acțiune de infringement împotriva României din cauza calității proaste a aerului din București, Iași și Brașov. Potrivit studiilor luate în calcul de oficialii de la Bruxelles, poluarea aerului provoacă peste 27.000 de decese premature în România. Aceeași poluare este cauza bolilor pulmonare și cardiace cronice, care afectează în principal copiii. Se pare că îngrijorarea Bruxellesului pentru sănătatea românilor nu are ecou și la București. În loc să aplice măsuri drastice de limitare a poluării, autoritățile noastre aplică jumătăți de măsură, ori aruncă vina de la unii la alții într-o partidă de ping-pong în care mingea înseamnă responsabilitate, dar și viața omului.